Salutare tuturor, sunt eu, Andra, bine ați venit pe canalul meu. Astăzi am pentru voi un vlog special cu un invitat surpriză. De această dată intrăm direct în subiect, nu vă mai spun nicio introducere foarte lungă. Vreau să o prezint pe prietena mea, o să spun de aici încolo, aproape de viață. Aproape, da. Prietena mea, soprana Rodica Vică. Și mie îmi place să-i spun așa soprană, pentru că eu așa am cunoscut-o și am fost privilegiată de altfel. Să admir un artist, să-l iubesc așa din tot sufletul, să-mi imaginez cum ar fi să vorbesc cu el și să am curaj să abordez acel artist și iată, după ani de zile, să fim aici pe YouTube și să fim prietene, să ne spunem multe lucruri, să ne încurajăm și să trecem împreună prin... viața asta, care de multe ori este foarte frumoasă, dar uneori mai avem nevoie și de prieteni foarte, foarte aproape alături de noi. E evident că probabil că sunt emoționată și nu sunt eu în firea mea normală când sunt aici pe YouTube și practic îmi imaginez că nu mă vede nimeni, nu știe nimeni ce fac. E o situație un pic atipică pentru mine, dar o să ne distrăm. Nu o să fie totul așa serios cum am început, o să ne distrăm pentru că Rodica este... un artist și întotdeauna când ești în preajma unui artist, lucrurile sunt extrem de relaxate și de frumoase. Bună, darling! Salutare tuturor! Mă bucur tare mult să fiu aici pe canalul Andrei, pe care eu îl urmăresc cu multă ardoare și abia aștept să posteze un vlog nou. Și pentru mine de cele mai multe ori este o surpriză, pentru că nu vrea să-mi spună despre ce filmează. Și eu am foarte multe emoții, mi-au transpirat mâinile, nu știu dacă se vede pe cameră. Într-adevăr, cum a spus și Andra, avem o prietenie foarte, foarte, foarte strânsă și ne povestim tot. Și prostii și neprostii și secrete și nesecrete și știm tot una despre alta. Ce am făcut, ce am mâncat, pe unde ne-am plimbat, cu cine am vorbit. Să nu care cumva să veniți la Andra să o șantajați, să vă spună informații, că nu o să vă spună. Nu. Probabil că este unul dintre motivele pentru care eu am atâta încredere în Andra, printre puținele persoane care știu atâtea secrete și informații despre mine, pentru că știu că orice i-ați face, ea nu o să vi le spună. Da, știți că eu nu spun de fapt pentru că la un moment dat va trebui să-i scriu biografia. Și atunci voi păstra acele secrete pentru biografia pe care eu voi scrie, fără voia ei, bineînțeles. Asta e, n-am știut. Da, și spun asta pentru că va veni momentul. Ea crede că eu glumesc, dar va veni momentul în care eu voi scrie biografia soprană Rodica Vică. Trebuie, ca lumea să știe povestea ei. Eu v-am spus că n-am știut, dar mă bucur foarte să aflu acum că ea va fi cea responsabilă de biografia mea, cu speranța că va mai ține dintre secrete și pentru ea și nu le va publica pe toate. Da. Da? Da. Da? Uh-huh. Sigur? Da. Ai spus tu că e încredere în mine, ce facem acum? Eu mă uit tot la telefon pentru că, pentru a ne distra, am ales noi să facem un joc foarte popular pe internet și anume This or That. Și... dacă nu știți, vă spun eu pe scurt ceea ce implică lucrul acesta, trebuie să alegem din două variante. Să alegem ce variantă ne place nouă mai mult, ne surâde, este mai apropiată de ceea ce vrem noi și ceea ce credem noi. Practic, e un fel de ce alegi, una sau alta. Și am aici 14 întrebări. Nu, chiar 15. 15 întrebări. Și vom răspunde pe rând, pentru că ne-am gândit cum să facem... Ne gândeam să ne punem întrebări diferite, dar am zis, haideți să vedem cât de asemănătoare sau cât de diferite suntem în ultimă instanță, așa prietene cum suntem noi. Și am ales niște întrebări. Ia fi, că începi. Încep? Gata? Gata? Ce alegi? Să vorbești sau să asculți? Să ascult. Tu ce alegi? Să vorbești? Vorbesc. Iată de ce nu pot fi atât de bine. Da, să vorbesc, dacă în caz nu s-a observat. A doua întrebare. Ce alegi, ce preferi? Haine noi sau excursie surpriză? Excursie surpriză, că hainele noi vor deveni vechi, dar surprizele alea rămân vii și cu bucurie mereu în sufletul nostru. Da, asta zic și eu. Excursie surpriză plăcută. Excursie surpriză plăcută, da, asta trebuie să specifică, să nu fie o surpriză neplăcută. O excursie, da, o excursie surpriză cu... final fericit. Da, da, da. A treia întrebare.
Ce alegi? O mașină a timpului pentru a te întoarce în trecut și a repara din lucrurile pe care ai vrea să le repare acum? Uh-huh. Sau o călătorie în viitor? O călătorie în prezent? Se poate să aleg? Da, se poate, bineînțeles, se poate. Parcă nu m-aș duce în trecut, că multe greșeli așa nu am făcut, multe regrete nu s-au strâns deocamdată. Da. Și în viitor, cumva, mi se pare că ai stricat surprizele alea plăcute care urmează. Și atunci hai să stau aici pe prezent, să mă bucur de moment. Tu ce ai alege? Eu dacă aș vrea să schimb ceva, adică tu, răspunsul tău este... Neclar. Răspunsul de la carte. Nu, este răspunsul de la carte în sensul că așa ar fi frumos să fie, știi? Da. Dar dacă aș simți eu nevoia să călătoresc sau am o mașină, aș vrea să schimb ceva, nu m-aș întoarce în trecut. Pentru că s-ar putea să modific totul și să mă trezesc într-o viață pe care nu aș iubi-o deloc. Dar, în schimb, aș putea să mă duc în viitor și să mai văd câte ceva, știi? Da, ca să știi când o să te duci real în viitor, să știi lecțiile. Exact. Da. Păi nu, că eu am de mult întrebările astea și am făcut și eseul pe... Da, și azi noapte tu ai stai și te-ai gândit, nu așa? Da, păi... Ai făcut o analiză pe text? Dar ce tu zici? Ai dormit azi noapte? Da. Tu nu? Nu. Bine. Ah, fii atent că asta este... Nu știu dacă s-ar putea să pun dificultate. Ia să ne... Aromă de ciocolată sau aromă de vanilie? Aromă de caramel? Da. Nu, dacă trebuie să aleg aromă de vanilie, clar. Eu aromă de ciocolată, clar. Tu vezi că noi am răspuns diferit până acum? Da. Noi suntem foarte asemănătoare. Însă, complementare. Da. E mult mai important să fii complementar decât asemănător. Asta cred și eu. Pe ce să faci cu unul care seamănă exact, da. Cu tine? Da. Ce să fac? Nu am ce să fac. Nu. Nici eu n-am ce să fac. Următoarea. 5. Deci am ajuns la 5, gata, să termină vlogul. Nu! Să ai un plan bine stabilit sau să te lași surprinsă de evenimente și de situații? Ideal ar fi varianta B, însă ceea ce fac eu, deci nu sunt ideală, nu știu cum am nimerit-o pe asta, e să-mi fac un plan. Da. Eu sunt cam stabilesc așa, și când plec în călătorii, și când... am un proiect nou, e bine plănuit. Da. Evident că apar surprize. Da. Că nu se potrivește socoteala de acasă cu cea din târg, însă încerc să stau pe plan cât de bine pot. Da, mă gândeam că asta o să răspunzi. Tu? Băi, nu știu ce să zic, că știu cum e mai bine. Cel mai bine este să ai un plan, dar e bine să lași surprinsă și atunci spune eu, depinde de situație. Mergând în continuare ceea ce ai spus tu. Aș zice, depinde de situație. Întrebarea 6. Când ești într-o mașină, într-un autovehicul, da, să fii mai specifică, da, îți place să fii șofer sau să fii pasager? Să fiu pasager, dar se întâmplă de cel mai multe ori să fiu șofer. Mie îmi place să fiu șofer, dar se întâmplă de cele mai multe ori să fiu pasager. Și nici măcar nu ne-am vorbit. Nici măcar nu ne-am vorbit, da. Întrebarea numărul 7. Da. Ce alegi? Să fii cel mai prost jucător dintr-o echipă foarte bună, excepțională, sau să fii un jucător foarte bun dintr-o echipă așa? Aleg să fiu un jucător slab într-o echipă foarte bună, pentru că profesia mea mi-a dovedit de fiecare dată că nu poți să fii muzician de unul singur sau de una singură, ci ai nevoie de o echipă de muzicieni foarte buni, ca rezultatul final să fie unul foarte bun. Deci, na, cum da, profesia mea se reflectă total în viața mea de zi cu zi, eu mă definez cu asta. Da, răspund altceva. Da. Asta cred și eu și mereu îmi vine în minte un citat, apropo de asta, care zice că dacă ești cel mai deștept om din cameră, înseamnă că nu ești în camera care trebuie. Exact. E clar că în acest moment sunt în camera care trebuie. Și eu. Am nimerit, nu știu cum s-a întâmplat. Dar nu se poate să fie amândouă, lasă-mă pe mine. Întrebarea numărul 8. Ce ai vrea, ce alegi? Să știi când vine sfârșitul lumii sau să știi în ce mod va veni sfârșitul lumii? Mamă, ce întrebare. Apocaliptică.
Îi plac filmele horror. Da. Mie nu. E să știu când vine sfârșitul lumii sau cum vine sfârșitul lumii? Să știu când vine sfârșitul lumii și să nu știu cum vine sfârșitul lumii. Tu? Eu aș alege să știu când vine, să știu cât timp mai am. Că dacă oricum este iminentă situația, ce rost are cum? Adică nu mai contează. Da. Dar aș vrea să știu când vine și dacă vine, să știu cât mai am. Da. Asta da. E primul răspuns pe care l-am dat comun? Se pare că da, dar o să tai eu din editare să fie în așa fel încât să fie totul la Indigo. Nu, vedeți că eu am sarcina cea mai grea aici, că trebuie să citesc întrebările. Că eu dacă le-aș fi citit, le-aș fi cântat și cine știe. Da, de-aia n-am lăsat-o, că dura prea mult. Da, și ea citește mai mult decât mine, așa că m-am gândit că se pricepe mai bine. Da, da, eu citesc mult mai mult, mai mult decât ea. Așa este, toate pliantele și toate... Eu le citesc. Da, dar e un om informat, eu citesc partituri și da, vorbea, știu, da, știu la ce mi-a folosit. Da, știu tot. Da, în schimb, eu faptul că știu toate promoțiile de la Cora e... Da, da, e important. E important. Și le aflu și eu, că nu am Cora la Viena, da? Dar e bine să știu ce... Da, 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 că nu am spus-o la început, Rodica este în vizită la noi aici în Belgia, a venit din Viena, din Austria, acolo locuiește de foarte, foarte mulți ani. Și de aceea e cu atât mai special acest vlog. Ea zice, alege, Rodica, cu ocazia asta, că te-am prins aici. Ai vrea să fii capabilă să vorbești cu animalele sau să fii capabilă să vorbești toate limbile pământului? Chiar dacă tu ai o pisică super simpatică, care începe să mă și iubească, știu că nu-ți convine, aș prefera să vorbesc toate limbile pământului, fiindcă îmi place să călătoresc în timpul liber și nu numai, și să le vorbesc eu pe toate. Da, păi ești una dintre persoanele cele mai călătoare din viața mea pe care le cunosc. Ai fost aproape peste tot. Aproape. Dacă nu peste tot. Eu ce aș răspunde eu aș zice să vorbesc cu animalele, pentru că până la urmă cu oamenii, indiferent dacă nu le cunoști limba, într-un fel sau altul te înțelegi că... Dar tare aș vrea să știu ce este în capul animalelor, cum reușesc ele să ne suporte și să ne tolereze și unele dintre ele să ne mai și iubească. Da. Makes sense. Da. Mi smart. Mm-hmm. Apropo de smart, scriitoare sau cititoare? Scriitoare sau cititoare? Ce mi-ar plăcea mai mult? Cititoare sunt, deci mi-ar plăcea să fiu scriitoare. Da, și eu tot scriitoare mi-ar plăcea să fiu. Mm-hmm. Da. Da. Bine, eu sunt scriitoare. Da, tu chiar ești scriitoare. Da, chiar. Eu așa te-am cunoscut. Da, așa ne-am cunoscut. Și chiar trebuie să spunem și cum ne-am cunoscut la moment. Da, spune tu. Nu, păi, hai să ne-am întrebările, nu? Da. Hai. Visătoare sau pragmatică? Păi mai devreme ți-am spus că îmi place să fac planuri, ceea ce înseamnă că pragmatică. Tu? După caz. La tine e totul relativ, ceea ce e absolut păi normal. E în viață, totul e relativ. Eu însă vreau să dau așa răspunsuri clare, după care încep să le analizez. Deci, practic, tu acum mă forțez, nu? Da. Visătoare. Da. Așa. De ce? De ce? Pentru că pragmatismul aduce totul în concret, în prezent și îmi place să cred că e un necunoscut acolo și un necunoscut de bun augur pe care vreau să-l experimentez. Da. Și așa trebuie puțin să și visezi. Dar adevărat și adevărat depinde efectiv de situație, că nu sunt tot timpul cu capul în nori și nu sunt tot timpul pragmatic. Tu, în general, nu știu capul doar, adică trebuie să spunem asta și eu te-am întrebat de ce, nu că n-aș știu răspunsul, ci pentru că vreau ca publicul tău să afle și mai multe despre tine, deși am văzut că ești foarte darnică cu informațiile da, da, despre da, tine. Da, 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 da. Eu, da, nu răspunde nimeni, dar dar eu insist. Da. 12. Verdi sau Puccini?
Verdi sau Puccini sau Vivaldi sau Mozart sau Handel sau Wagner sau Rameau sau n-aș putea să spun niciodată care îmi place mai mult. Da, mă, exact, un răspuns de artist, un răspuns de un om care iubește ceea ce face, nu-i cum să alegi. Este ca și cum te-aș fi pus să alegi între copiii tăi sau dacă ai avea două animăluțe și... Exact, da. Nu, n-ai cum. Da, da. În schimb, eu o să-l aleg pe Verdi. I know. Eu când mi-am făcut debutul în Traviata, acum câteva luni, da? Însă rolul am început să-l pregătesc înainte de pandemie, da. Am luat o pauză, ceea ce a fost foarte bine pentru rol. Primele discuții pe care le-am avut despre Traviata la nivel amical au fost cu Andra. Pentru că Andra este o mare fană de operă și practic așa ne-am și cunoscut, dar vă povestim mai multe după. Însă Andra, pe lângă că este un fan, este și un conesor. Adică ea când se duce la operă își face un pic temele de acasă. Nu a reușit să ajungă la operă și așteaptă să vadă ce e pe scenă, ci știe sinopsisul, știe cine este în distribuție, ce au mai cântat înainte. Cumva atât Andra cât și soțul ei Cezar se informează, ceea ce mi se pare foarte frumos pentru publicul nostru. Iar eu mă bucur de fiecare dată când aflu că publicul își pune întrebări și nu vine pur și simplu în sala de concert sau de spectacol să afle la momentul respectiv, ci știe dinainte câte ceva despre compozitor sau câte ceva despre lucrarea respectivă. Știi, eu ca artist mă bucur să văd că și publicul din fața mea și-a dat un pic silința să... Știi că asta e important, că lumea poate nu-și dă seama că ar putea să facă lucrul ăsta, dar acum l-au aflat de la tine. Da. Da. E... Uite, cam asta, uitați, cam asta își doresc artiștii, să fie puțină implicare și din partea noastră. Așa este, da. Da. Și noi simțim, artiștii simțim când în fața noastră publicul este cât de cât cunoscător sau are curiozitatea de a afla mai mult. Asta se simte de pe scenă. Da, da. Uite, eu am avut curiozitate și nu m-am oprit, uite, 11 ani aproape și încă sunt curioasă. Eu aștept să pună ea punct, practic, înțelegeți, dar ea tot insistă și uite, acum a venit și aici pe YouTube. Am să spun că îi aștepta până în ultimul moment, până momentul ăla nu a venit. Până când o să scriu biografia și atunci se va termina totul. Am dovada. Da? Ați auzit? Da? S-a auzit. Eu am dovada, dar tu ai dovada, dar în același timp eu am filmarea. Deci. Plimbări lungi sau discuții lungi? Plimbări lungi după discuții lungi. Că ai nevoie să te cumva să ți reîmprospătezi. Sau preferatul nostru, al meu și al lui Cezar, discuții lungi în timpul unor plimbări lungi. A, și mai frumos. Da, asta chiar că e eficiență maximă. Da, 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 da. Deci, asta este cel mai bun mod al nostru de a ne descărca. Noi așa am... Așa ne-am vindecat toate hopurile, așa am trecut peste ele, mergând și discutând. Da, și dacă tot ai adus discuția în direcția asta, trebuie să spun că voi sunteți un cuplu pe care eu îl privesc cu foarte multă admirație și apreciere și mă gândesc la voi ca la un model. Deci cineva când e într-un cuplu ar trebui să vină să-i analizeze și să-i privească pe Andra și pe Cezar. Pentru că ei sunt un cuplu care întotdeauna găsesc soluția unul cu celălalt. Nu caută în exterior. Ceea ce e o conexiune foarte, foarte delicată și totuși extrem de puternică. Nici nu știu cum să explic în cuvinte, pentru că ceea ce au ei n-am întâlnit la foarte multe alte cupluri și n-am întâlnit nici în viața mea. Și de asta spun, de câte ori mă aflu în prezența lor, mă uit cu foarte multă admirație și știu că ea acum s-a rușinat. Dar n-are de ce, pentru că ceea ce au ei doi este într-adevăr o iubire foarte, foarte strânsă și sinceră și autentică și cumva sunt convinsă că o să-i văd pe ei până în ultima zi împreună, fără niciun fel de obstacole netrecute. Bun, deci o să primești bani în cont. Da. În 5-7 zile o să primești bani în cont pentru... Okay. Bine. Te-ai descurcat excelent. Mulțumesc, da, da. Sper să primești și cu ceva comision.
Da, păi nu, că te-ai trecut. Eu ți-am spus doar... Da, tu mi-ai zis patru cuvinte, dar ai văzut cuvinte, când mi-ai ieșit. Da, 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 da. Asta te caracterizează pe tine. Întotdeauna dai mai mult, mai mult, mai mult. Dar face parte din profesie, n-am ce să... Asta înseamnă să faci excelență, da, într-adevăr. Asta înseamnă să... Glumim, da? Da. Nu? Mm-hmm. Da. Da. Euro sau... Da. Merge, da, nu? Da, încă e ok, cursul. Vintage sau modern? Vintage sau modern? Mie îmi plac lucrările de artă până în secolul 20. Deci din punctul ăsta de vedere aș alege vintage. Însă îmi plac... Îmi place arhitectura modernă. Cumva aș găsi un compromis între cele două. Dacă am putea să spun compromis. Da, dar știi la ce mă refer. Da, 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 da. Aș găsi un balans, un echilibru. Da, 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 da. Tu ce ai alege? Modern. Modern. Bine, modern. Mai merg pe la muzeele de artă contemporană, dar nu sunt atât de entuziasmată, deși îmi place să descopăr. Deci, da, e clar, vintage. Da, dacă vorbim strict de artă, nu sunt cu arta modernă, sunt nicio formă. Deci, exact, da, da. Dar așa ca stare, ca spirit, ca așa spune modern. Da. Fii atent că am ajuns la ultima întrebare. Aoleu. Ce alegi, Rodica, să fii magician sau vampir? Eu sunt magician. Eu sunt. Magician, clar, să fac așa magie multă. Da, eu zic că tu deja faci magie multă. Mă gândeam. Ai putea să încerci și cu vampirismul. Eu aleg vampir, pentru că eu am văzut toate filmele cu vampiri, toate serialele cu vampiri. Eu și adolescenții și adolescenții din ziua de astăzi adorăm vampiri. Dar mi-ar plăcea să fiu vampir. Și acum am aflat sunt și... Sunt gelos, de... nu e bun. Să știi că nu e bun. Nu e bun. Mi-au zis că nu e bun. Da, ai închis tu ușa la camera ta când vii la mine. Nu închizi... Da, că nu știu ce vrei să faci pe timpul nopții. Tocmai ce mi-ai spus că n-ai dormit. Deci cine știe? Dacă nu eram încuiată în camera ta... Cine știe dacă astăzi mai făceam... Da, acest vlog. Împreună. Am terminat întrebările. Dar am rămas restante cu modul în care ne-am cunoscut noi, pentru că trebuia să fac eu lucrul ăsta, să spun eu cum ne-am întâlnit. Dar din cauza emoțiilor am început să filmăm direct, fără să mai fac eu introducerea despre Rodica. Dar cred că ați înțeles că este prietena mea, că este soprană și că ne-am cunoscut așa din postura de, în primul rând, admirator al ei. Și, în al doilea rând, și ulterior, de intervievator al tău. Eu ți-am luat ție un interviu pentru o revistă de opere pe care eu o aveam atunci și care acum, din păcate, nu mai există, dar asta e mai puțin important. Ideea este că de acolo, încet, încet, am dorit să mai ne vedem o dată și încă o dată și încă o dată. Și uitați, și până în ziua de astăzi aștept, cum vă spuneam, să pun în capăt, dar... Dar ia nimic și nimic. Dar ia nimic și nimic. Într-adevăr, ne-am cunoscut din postura de admirator și artist. Andra, alături de Cezar, au fost foarte drăguți și mi-au scris după un spectacol de la Opera din București. Un spectacol la care mi-am muncit foarte mult și când primești așa aprecieri după astfel de spectacole, simți că n-ai muncit degeaba. Deși era clar că n-am muncit degeaba, însă acolo vin confirmările când, da, da, da. Când cei din public au și curajul să-ți scrie. Da, da, da. Pentru că în timp ce ești pe scenă simți că ești apreciat și simți că publicul e acolo pentru tine, însă puțini au curajul să-ți scrie, iar ei au fost printre cei curajoși. Am avut tupe. Da, și bine ați făcut. Pentru că așa, iată, s-a născut o prietenie extraordinară și, cum spunea și Andra, mai târziu ea mi-a luat un interviu, chiar primul interviu pentru publicația pe care Andra a deținut-o pentru revista Lirica. Și chiar dacă revista nu mai există, amintirea există 100%, e foarte prezentă în sufletul meu. Pe de altă parte, interviul se află încă pe website-ul meu, deci pentru mine revista n-a dispărut și amintirile nici atât.
După care, într-adevăr, ne-am întâlnit și Andra, pe lângă că mi-este și mi-a fost o prietenă de o loialitate de nedescris și mereu a fost acolo, a fost foarte cu un sprijin emoțional și nu numai cu un cuvânt de spus. Când eram într-o perioadă dificilă, Andra nu m-a lăsat niciodată să cobor de pe nivelul de supraviețuire sau cum să-i spunem, nivelul de... Păi un nivelul la care tu nu ai de ce să cobor, practic. Asta îmi spuneai tu și m-ai făcut să și cred că nu am de ce și, într-adevăr, cu ajutorul ei am reușit să trec peste multe momente dificile. Dar ce vroiam eu să vă spun, Andra este și un formator de conținut, iar Andra a fost primul om de imagine care a venit și mi-a dat un sfat. Eu nu știam ce înseamnă imagine, nu știam ce înseamnă social media, nu știam ce înseamnă internet, nu știam ce ai voie să spui și ce nu ai voie să spui, nu știam, de fapt nu știam, nici nu aveam o imagine foarte clară despre mine și tu ai reușit așa să creionezi imaginea mea de început. Deci primii pași în carieră pe care i-am făcut au fost susținuți de sfaturile tale. Nu tot ce apărea în presă și în social media trecea și prin filtrul tău, iar consider că astfel de sprijin nu poți să-l primești de la oricine și eu am fost o privilegiată să am parte de sfaturile ei de specialistă și în zilele noastre îi cer sfatul, pentru că Andra vede din alt unghi, ceea ce e foarte important ca artist să ai alături de tine oameni cu experiențe cât mai variate, profesional și de viață, pentru că primești tot fel de input, de informație diferită, din care tu poți să tragi o concluzie și să rămâi totuși într-o lume reală, să nu începi să visezi așa cum ești cumva foarte expus să începi să visezi ca artist. Și foarte ușor. E foarte ușor să începi să visezi pentru că trăiești câteodată într-o lume ireală. Rodica, te aud vorbind acum despre Andra. Și, sincer, chiar mi-aș dori să o cunosc. Adică pare... O tipă faină, nu? Pare o tipă faină. Deci norocoasă că o ai și... Asta am spus și eu, că a fost un privilegiu. Însă, Andra, care este acum alături de mine, a evoluat cum nu mi-aș fi imaginat. Că eu știu ce potențial a avut și are și va avea. Însă văd de la lună la lună și... De câte ori ne întâlnim noi, de câteva ori pe an ne întâlnim și în persoană, văd că este un om care evoluează în permanență. Iar asta pentru mine este un model de viață, pentru că mie îmi place să mă înconjur de oameni care sunt preocupați de propria dezvoltare, de ce pot să mai învețe, ce ar putea să îmbunătățească, pentru că nu suntem perfecți. Am primit tot felul de informații atât în copilărie cât și în adolescență. Societatea câteodată este împotriva noastră, iar noi preluăm tot felul de informații pe care le procesăm în felul propriu și s-ar putea să nu fie o procesare foarte corectă. Da. Și de asta e foarte important să ai alături de tine oameni care să știe să te inspire, oameni care să știe să te ambiționeze. Ceea ce Rodica vrea să ne spună practic pe scurt, o să spun eu acum, cine nu are o Andra să-și cumpere și chiar o să caut și eu să-mi fac comandă. Nu știu dacă se livrează cu Amazon Prime, dar pare o idee bună să încerc să am și eu așa ceva în viața mea. Și, nu ai? Bineînțeles că am, dar nu se numește Andra. Ah, ok, e problema numai de denumire. De denumire. Ah, bine, știi că eu sunt cu tehnologia, ce apare nou, exact. Vreau să am și eu. Și, prin urmare, e logic că vreau să am și eu, Andra. Tu nu știi asta acum, asta e surpriză maximă. Vreau să-ți fac o provocare pe final, că tot am râs noi că secrete, dezvăluite și așa mai departe. M-am gândit așa, să ne dăm fiecare câte o provocare și o să fie în felul următor. Vreau să spui tu, publicului meu, ceva ce nu știu despre mine, deși ai spus suficient de multe, și să spun eu publicului tău ceva ce ei nu știu, cred eu că n-ar ști despre tine. What? N-am vorbit asta. Știu că n-am vorbit, dar... Eu știu că era un plan și că am... Nu! Și am intrat... Panică. Panică.
Ce nu știe publicul despre tine, publicul tău despre tine, este... Și sunt convinsă că nici tu nu știi despre tine. Asta e... Asta e... Noutate. Da. Da. Publicul tău nu știe despre tine că tu ești printre puținele persoane pe care eu le cunosc. Și eu cunosc foarte multe persoane. Adevărat? De o asemenea prostie. De o asemenea putere. Și nu mă refer la cea fizică, că nu am încercat-o și nici n-aș vrea. De o putere psihică și totodată spirituală. Și tare mie că nici tu nu știi lucrul ăsta, dar o să-l afli pentru că ești pe drumul cel mai bun. Mai am timp, mai cresc și eu. Ai timp și în felul în care te dezvolți și te-ai dezvoltat în ultimii ani și rapiditatea și amplitudinea cu care ai făcut-o până acum, sunt convinsă că acest fel te va duce să descoperi cât ești de puternică și... asta cumva este puterea ta și unicitatea ta. My power. Asta și exact. Dacă nu fi și vampir. Aia, cred că e... Nu știu. Nu e obligatoriu. Bine, măi. Acum a venit rândul meu și eu vreau să iau... Pentru că eu sunt aici la mine acasă din toate punctele de vedere. Eu acum vreau să spun ceva. În primul rând ce probabil, dacă nu sunteți voi... Cei care mă urmăresc de obicei, dacă nu sunteți amator de operă, de muzică clasică, ceva ce probabil că ce nu știți, și anume că Rodica Vică este una dintre cele mai mari soprane ale României și una dintre cele mai frumoase voci și cele mai înzestrate. Tu ai avut un talent de la Dumnezeu, dar modul în care tu ai reușit să aduci talentul ăla la suprafață, nu știu dacă poate să-și imagineze cineva acest lucru. Și asta, să știți că nu că este prietena mea, dar trebuie să știți acest lucru. Să nu uitați numele ăsta, Rodica Vică este unul dintre mari artiști ai României. Și vă spun asta pentru că cunosc și repertoriul ei, cunosc și spectacolele în care a apărut și știu și perspectivele. Știu și simt și perspectivele ei. Asta pentru ceva ce probabil nu știa publicul meu și ceva ce probabil nu știa publicul tău. Probabil că publicul tău nu știe cât de mult muncești tu. Bine, o faci cu plăcere, o faci cu dăruire, dar este o muncă extraordinară. Tu faci totul să pară atât de ușor pe scenă, încât lumea are impresia că îți vine așa natural, dar... Este vorba de foarte mult studiu, de foarte multă hotărâre, de a prioritiza foarte bine viața ta și a alege ce e important pentru tine și vocea asta ta care pare că te-ai născut cu ea și într-adevăr că te-ai născut cu voce și cu talent, dar ca să ajungă în forma asta în care ea este acum, înseamnă extraordinar de multă muncă și în general, dacă nu știați lucrul ăsta, artiștii, pe lângă talent, depun și foarte, foarte multă muncă. Munca este colosală. Chiar spune tu cât la sută este muncă și cât la sută este talent. Talent 0,7%, iar muncă 99,3%. Sunt bune și la matematică. Da. Mami, mulțumesc! Da, cu această ocazie, chiar dacă ne lungim din ce în ce mai mult și simt tensiunea cum crește, vreau să îi salut pe părinții tăi, pe care îi respect și îi admir enorm și să-i felicit că te-a adus pe această lume și mi-a făcut onoarea asta să fim prieteni, să te cunosc și să-mi deschizi porțile către o lume pe care un copil ca mine, născut într-un oraș de provincie, crescut la țară de bunicii ei până la vârsta de 7 ani, poate că nu ar fi avut acces. Poate că și drumul meu în acest moment ar fi fost altfel dacă nu te-aș fi întâlnit pe tine și dacă nu mi-ai fi deschis porțile și ochii spre lumea asta, spre lumea artistică și tot ce...
include partea aceasta. Și vreau să spun ceva. Și eu vreau să-i salut pe părinții Andrei și știu că n-a fost programată, însă trebuie să le mulțumesc pentru că pe părinții Andrei și pe bunicii Andrei, la care ne gândim întotdeauna cu tot sufletul, ne gândim la ei din cer, să le mulțumesc că au crescut un om extraordinar și un suflet unic, și să-ți mulțumesc ție. Și, într-adevăr, tu ai spus că poate n-ai fi avut ocazia să mă întâlnești, dar eu sunt convinsă că atracția asta noastră nu a fost întâmplătoare, ci cineva pe sus, pe acolo, la care nu avem noi acces direct, a reușit să ne aducă împreună pentru că simțea că noi avem ceva să ne spunem. A fost scris în stele. Știi că până acum mi s-a oprit bateria de mai multe ori, am rămas și fără spațiu pe card. O să încerc să tai cât mai puțin, pentru că eu știu ce atrează YouTube-ul și probabil că cei care ne priviți acum o să ne priviți așa câte o bucățică astăzi, câte o bucățică mâine, că avem mult material, dar știu că o veți face. Dar asta vreau să rămână, cum multe videoclipuri le-am făcut aici pe canal, să rămână și să creeze ele acolo mai departe ceea ce trebuie să creeze. Eu îți mulțumesc că mult că ai acceptat, că puteai să nu accepti lucrul acesta. Tu, de altfel, nu apari în orice circunstanță și în orice situație și nu ești avidă de publicitatea cu orice preț. Așa că apreciez că ai simțit că acest canal este destul de sigur și de curat pentru, pentru a veni aici. Acesta a fost. Mulțumesc din nou, Rodica! Mulțumesc și eu! Și nu numai că îți mulțumesc că știi cât de tare te apreciez și cât de tare te iubesc și, într-adevăr, cum ai spus și tu, am știut că acest canal este un loc curat, autentic, fără tertipuri și tot felul de ascunzișuri. Și vă invit să o urmăriți pe Andra, pentru că vă asigur că tot ce vă spune, vă spune din suflet. Nu își programează nimic, ci ea este Andra. Și este foarte curajoasă să apară în fața voastră și cu bune și cu rele, pentru că asta suntem, și cu bune și cu rele. Tot euro, nu? Hai, poate ruble? Ruble? Da. Ok, da. O să vedem, că văd că... Am înțeles că e schimbul mai bun acum, da. Nu, dar văd că crești tariful în timp ce filmăm. Am și eu calitățile mele, prețurile mele. Bun. Acestea fiind spuse, acesta a fost vlogul de astăzi. Acum vă lăsăm, vă pupăm și până data viitoare, fiți fericiți! Salutare tuturor! Sunt eu, Rodica. Se întâmplă ceva aici. E nou pe tine. Nu știe ea cum. N-ai mai fost la televizor. No. Tragem șnur. Fără pauză. Eu sunt de amândra în vale, tararam, tararam. Asta e. Unde e, mă? Tu nu vezi? Suntem ca două picături de apă, ce-ai? Ei, urele! Au apăsat pe registrare. Da, îi jucătează. Deci am avut mega emoții. Tu cum ai fost? 10 metode de... ce să mă faci? Zice, hai de închide, că aștept. Tu ce crezi că eu sunt aici să spun ideea? Bine, bine. Hai. Pa, pa.